bine ați revenit la Muzeul de Istorie, la o nouă activitate, a unui integrată Sfânta Cruce în Viața Creștină, o expoziție și un simpozion inedit pentru Muzeul de Istorie din Roma. În calitate de gazdă, eu vă urez bun venit și o să-i dăm cuvântul noului domn director a Complexului Muzeal Județean Neamț, domnul Ioan Gherghe, în calitate de gazdă. Mulțumesc frumos, totodată, de gazdă și invitat. Mă bucur să mă aflu astăzi în mijlocul dumneavoastră. Este un prilej să spun bun venit comunității din Roman, colegilor mei din cadrul Complexului Muzeal Județean. Neamț, locația, să spunem așa, Roman, cu cele trei muzee aferente. Vreau cu cerniți părinți, stimați invitați, dragi colegi, doamnelor și domnilor. Este un prilej de bucurie pentru mine să salut comunitatea din Roman pe dumneavoastră astăzi printr-o, să spunem, expoziție, cred că aș spune de mare importanță prin natura ei, să spunem, cel puțin duală. Odată cu caracter cultural istoric și odată plină de încărcătură spirituală. Nu vreau să intru în detalii, nu vreau să mă pronunț. Expoziția este însoțită de un simpozion care va detalia cu siguranță simbolistica crucii și nu vreau să mă pronunț prea mult, însă eu consider că Sfânta Cruce reprezintă finalmente un simbol al iubirii și al jertfei supreme. Astfel că expoziția de astăzi ne dă prilejul și unei reflexii pe care trebuie să o facem fiecare dintre noi și ne dă prilejul să pornim o discuție, cred că, care permite actualizarea unor valori, poate uitate în societatea de astăzi. Având un, să spunem, un prilej ca acesta, un punct, un azimut de care, la care să plecăm, putem continua activitățile noastre. Mulțumesc colegilor de la Roma pentru invitație. Vreau să îi asigur pe ei și reprezentanții comunității locale, precum și membrii bisericii locale. Spuneam deja colegilor că am semnat ieri un protocol de colaborare cu Arhiepiscopia de Roma, prin care vom încuraja expoziții temporare și aducerea în fața publicului până căci, să spunem, scopul și obiectivul nostru este acela de a prezenta publicului larg un patrimoniu excepțional pe care îl are județul Neamț. Deci, în cadrul unor expoziții temporare, vom încerca să aducem patrimoniul bisericesc în fața vizitatorilor și publicului larg. Mulțumesc încă o dată pentru invitație. Sunt aici pentru a întări și a expune din nou dorința noastră de colaborare cu toți cei interesați în domeniul culturii, a istoriei și a artei. Sprijinim aceste acțiuni și dorim ca și expresie a actului cultural la nivelul județului Neamț să fie unul unitar și prin toate punctele sale, Complexul Muzeal Județean Neamț să sprijine actul de cultură, să-l încurajeze și să contribuie la dezvoltarea lui. Mulțumesc frumos! În continuare, dăm cuvântul părintelui protopop Dragoș Munteanu pentru a ne transmite binecuvântarea noastră. Domnule director, drăguțenici părinți, destinși invitați, iată, 13 septembrie se pare în urbea rămașcană o zi cu însemnătate deosebită. Încă de la început aș vrea să mulțumesc conducerii muzeului, dar mai ales celor locali din Roma pentru implicarea deosebită în activitățile culturale și ale religioase ale urbei. Un titlu deosebit. Dorim să vorbim despre Sfânta Cruce și despre însemnătatea simbolistică a ei în viața creștinului. Mă bucur că de data aceasta am ieșit din careul bisericii și am venit cu biserica aici în Complexul Muzeal. Mă simt ca într-o biserică, ca într-un sfânt altar, deoarece suntem înconjurat de
atât de multe cruci care au o greutate nu doar istorică, ci au o greutate emoțională și, bineînțeles, artistică deosebită. Chiar cu câteva clipe înainte am fost la deschiderea oficială a anului școlar la Seminarul Teologic Melchizedec Ștefănescu, unde părintele director foarte frumos ne-a spus o istorioară despre un pictor restaurator care, mergând să restaureze pictura unei biserici foarte vechi, a fost rugat de preot să nu cumva să scoată fumul, mizeria care se află acolo, dar să nu scoată în niciun caz rugăciunile care se află în acea frescă. Iată că în această frumoasă zi am așezat o frescă deosebită, un har deosebit aici la Muzeul de Istorie din Roma, care ne aduce pe fiecare dintre noi într-o stare de veghe, de priveghere, putem să spunem. Cu atât mai mult că astăzi suntem în ajunul mare sărbător a Înălțării Sfintei Cruci. Crucea, altar de jertfă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, la fel cum ne-a spus și domnul director, crucea ca simbol, dar ascultând și rememorând cuvintele din Evanghelia care va fi citită mâine, însuși Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne spune: cel ce vrea să-mi urmeze, să se lepede de sine, să ia crucea și să-mi urmeze. La această întâlnire deosebită sunt delegat al înalt preasfințitului părintele nostru Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, care a transmis și prezentat un text deosebit cu această ocazie și vă cer consimțământul ca să dau citire acestuia. Crucea Mântuitorului Axis Mundi, cuvânt de deschidere la simpozionul Sfânta Cruce în Viața Creștină, Muzeul de Istorie Roman, anul Mântuirii 2016. Crucea este unul dintre simbolurile fundamentale din istoria omenirii, fiind cel mai complex dintre ele. Intersectarea celor patru laturi ale crucii oferă perspectiva deschiderii drumului de la unitate la diversitate, de la veșnicie la temporalitate, dar și imaginea convergentă a reîntoarcerii tuturor sensurilor la originea și unitatea lor primordială. Legătura tainică, stabilită între brațele crucii și punctul de întâlnire a lor, sugerează sinteza întâlnirii dintre timp și veșnicie, spațiu și nemărginit, imanent și transcendent, îndeplinind concomitent și o funcție mediatoare între acestea. Prin cruce Hristos atinge punctul culminant al chenozei sale, iar omul poate anticipa roadele transfigurării și învierii. Astfel, crucea recapitulează și răscumpără tot neamul omenesc din exilul spiritual, ca starea omului vechi și îl redă iubirii într-o libertate, chemându-l la asumarea lepădării de sine și asumarea crucii. Acesta este motivul pentru care crucea marchează răspântile drumului, orientând călătorul totdeauna spre calea cea dreaptă, care duce la Hristos și mărturisește pelerinului că Hristos este străinul care călătorește împreună cu El. Astfel, orice călătorie capătă sens, semnificație, având ca finalitate întâlnirea cu Dumnezeu, cu transcendentul divin. Cele patru brațe ale crucii cheamă umanitatea din cele patru puncte cardinale la înfructarea din roadele mântuirii și la asumarea celor patru evanghelii care mărturisesc adevărul plenar că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitor. Brațele crucii sunt adevărată busolă, care întotdeauna va arăta celor ce rătăcește calea către răsăritul cel de sus, reperul fundamental și cursul firesc al vieții. Prin jertfa pe cruce, Hristos să facă firea umană, lipsită de egoism, cu iubirea jertfelnică a lui Dumnezeu, restabilind comuniunea dintre Dumnezeu și om. Prin cruce, Hristos ne reașează în comuniune cu Dumnezeu Tatăl, iar ființa noastră este înfățișată ca jertfă, cu bună mireasmă ce ne repune în demnitatea de fii după har al lui Dumnezeu. Piciorul crucii, care este înfipt totdeauna în pământ, reprezintă umanitatea asumată de Hristos și răstignită. Hristos coboară prin cruce într-o cele mai de jos ale pământului. Poate pentru a recupera pe Adam cel vechi, a cărui căpățână era ascunsă în pământul de la picioarele cruci. Recuperează de asemenea și pe cei morți într-un Adam, ca toți să fie unul în noul Adam, Iisus Hristos, Domnul Istoriei. Brațul superior al crucii arată scopul sacrificiului cristic, adică îndumnezeirea umanului, sensul ascensional al mesianismului jertfelnic. Brațele laterale sunt mărturia universalității mântuirii, ca asumarea păcatelor tuturor indivizilor umani descendenți din Adam.
Crucea recapitulează întreaga creație sau, după expresia Sfântului Irineu, Hristos a fost răstignit pe cruce, adunând în sine toată lumea. Palmele ținute pe cruce sunt deschise de Hristos într-o îmbrățișare răstignită, din nou centru al lumii care este Golgota. De aici rezultă valoarea cosmică a crucii ce reînnoiește Universul, redându-i demnitatea și frumusețea inițială. Crucea a fost preluată iconografic pentru a primi marea taină a creștinismului, patima și moartea Fiului Dumnezeu, dar și prezența sa biruitoare, deoarece acolo unde este crucea, este implicită și prezența răstignitului. Hristos nu poate și nu trebuie despărțit de cruce. Această formă unică din Univers, devenind semnul prezenței eschatologice a lui Hristos judecător și de realitatea cotidiană ca modus vivendi a cărui creștin care moare și învie cu Hristos. Asumându-ne crucea personală, demonstrăm ființa noastră într-o libertate în raport cu Dumnezeu și cu lumea. Așa cum Hristos și-a asumat crucea, făcându-se ascultător până la moarte, omul își împlinește libertatea opțiunii tocmai prin asumarea ființelor și chiar a morții. Dacă Euharistia este doctoria nemuririi, ce ar putea de a ne încorpora în Hristos cel veșnic, crucea este leacul și calea spre sănătatea ființei noastre, așa cum ne mărturisește Nicolae Velimirovici. Pentru cei ce s-au abandonat lumescului și sunt diferiți de darul crucii, înstrăinarea de Dumnezeu este o a doua fire ce se constituie de cadrul natural al unei existențe hibride în care sinele și lumea sunt sinteza nefericită a acestei opțiuni. Omul duhovnicit este imaginea hristică a celui după chipul căruia a fost creat. Este măduralul trupului eclesial prin care Dumnezeu lucrează mântuirea unor împărăției, prin care adapă și hrănește, vindecă și mânghe pe frații săi mai mici. Omul este conceput în forma hristică și trebuie să rămână într-o continuă stare de jertfă, cu mâinile întinse filantropic și privirea întoarsă spre sine răstignit, împlinind porunca noii legi, împărtășit de Hristos, apostolul. Iubirea rămâne singura rațiune de a fi. Taina Bisericii este mediul în care sacrificiul de sine are valoare satereologică, iar crucea își revendică calitatea de axa a lumii prin intermediul care a fost și este posibilă întruparea lui Dumnezeu și în îndumnezeirea omului, revelarea iubirii canonice, devine și devenirea omului ca transfigurare a lui. În loc de concluzie, vă invităm să completăm și să contemplăm la imnul care se va cânta la vecernia înălțării Sfintei Cruci din 14 septembrie a fiecărui an liturgic. Lemnul vieții cu adevărat, cel sădic în locul căpăținii, din care a lucrat mântuire împăratul veacurilor în mijlocul pământului, înălțat fiind astăzi, sfințește margine lumii și se noiește casa învierii. Se bucură îngeri în cer, se veselesc cu oamenii pe pământ, ca David strigând și zicând, înălțați pe Domnul Dumnezeu nostru și vă închinați așternutului picioarele Lui, că Sfânt este Cel ce dă lumii mare mir. Semnat Ioachim, Arhiepiscop al Romanului și Batonului. Dăm în continuare cuvântul domnului Costi Cudan, reprezentantul domnului primar. Doctorul primar este prezent astăzi la București la întrevederea comitetului director a Asociației Municipiilor din România. Este un eveniment destul de important pentru că pregătește serie de evenimente și sunt tratate să și consiliere de chestiuni administrative de maximă importanță pentru țara noastră în perioada următoare. Și de vedere reamintesc faptul că de fiecare dată este cu gândul și cu sufletul alături de noi la astfel de evenimente. Aș dori să felicit inițiatorii acestui eveniment pentru ideea de a ne reaminti tuturor faptul că la fiecare început de an bisericesc, una dintre marile sărbători este cea legată de cruce. Mâine vom sărbători ziua crucii. Fețele bisericești prezente aici, bineînțeles că ne pot spune mai multe și ne pot lumina cu mai multă învățătură despre semnificația și simbolistica acestei sărbători și acestei manifestări. În aceste momente, pentru că cer scuze pentru întârziere, a trebuit să particip și la Piatra Neamț la un eveniment legat de Ziua Pompierilor. În timp ce asistam la manifestări, la intonarea imnului, unul dintre versuri, vă reamintesc, spune preoți cu crucea în frunte, căci oastea e creștină.
Cred că e o sinteză a poate secole de istorie, de luptă pe care acest popor, poporul român, l-a dus pentru a-și apăra identitatea. Creștinismul este strâns legat de identitatea noastră, iar crucea, semnul crucii pe care Hristos, prin jertfa sa, dintr-un simbol al pedepsei, al suferinței, a transformat-o într-un simbol al învățăturii, că ce este adevărul, calea și viața. Cred că prin semnul crucii, fiecare dintre noi, creștini, ortodoxi, de rit catolic, la începutul fiecarei activități, poate ne simțim mai puternici, mai întăriți atunci când, alături de o rugăciune, facem și semnul crucii. E un simbol, e un simbol identitar în această lume globalizată, e un simbol care ne întărește și ne deosebește de ceilalți, dar în același timp poate ne apropie de, de ceilalți. Vă mulțumesc și, ca și dumneavoastră, sunt curios față de materialele pe care cei care urmează să țină prelegerea astăzi, să ne le prezinte și să aflăm din învățătura pe care au dorit să ne aducă mai aproape. Vă mulțumesc! În continuare, am venit și dăm cuvântul părintelui Chelaru, reprezentantul cuvântului. Bună ziua tuturor! Bună ziua părinților, m-a deosebit, ca și tuturor oaspeților. Inclusiv eu sunt oaspete și invitat al Muzeului de Istorie și vreau spune personal la domnului Relu, care a reușit să mă convingă nu numai să particip la acest muzeu, la acest moment, ca invitat, dar să particip și colaborând. Și avem câteva lucruri puse în vitrină care aparțin tradiției noastre catolice. Am privit, cred, nu odată, crucea. Expoziția ne invită să privim astăzi mai multe cruci care aparțin diferitelor tradiții. Eu v-aș invita, o facem poate prea rar sau niciodată, v-aș invita să vă imaginați privindu-vă în oglindă, dar nu doar fața, ceea ce ne interesează mai deosebit, dar chiar trupul. Uitați-vă că este o cruce. Nu știu cât am reușit vreodată să ne privim în întregime și să vedem că Dumnezeu ne-a făcut cruce. Și așa cum spunea Sfântul Augustin, vorbind de Petru și piatră, chefa, spunea Petru de la piatră și nu piatră de la Petru. Și așa spunem și noi, crucea de la om și nu omul de la cruce. Crucea a fost făcută după om. Suntem o cruce, iubiți credincioși, dragi invitați, dragi participanți la acest simpozion. Și legându-mă de cuvintele lui Hristos pe care le-am amintit și părintele Protopop, Hristos a spus foarte, foarte frumos, insistent și am putea spune irezistibil de insistent. Cine vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea. Și când spune Hristos lucrul acesta, în primul rând, cred că se referă la a-și lua crucea proprie. Pentru că fiecare dintre noi ne suntem nou înșine o cruce. Așa de greu este să-ți duci viața, să-ți duci crucea vieții. Crucea pe care a murit Hristos, așa cum spunea domnul director, pe care vreau să o salut aici la Roman, este într-adevăr semnul victoriei, semnul mântuirii. Și privind crucea, noi vedem dincolo de cruce, vedem învierea. V-aș ruga și vă invit, vă dau această idee, să vedem dincolo de cruce, să vedem pe Hristos, nu numai răstignit, dar pe Hristos înviat, pe Cel care dă sens crucii prin înviere. Mulțumesc, domnul Grelu, că m-a convins să fiu parte integrantă de acestui, împreună cu credincioșii care mă însoțesc cu doamna profesoară Maria Sofronie, care va conferenția. Expoziție frumoasă și binefăcătoare. Mulțumesc! Expresia credinței și semna identității culturale, crucea este obiectul central al expoziției temporare ce îmbină arheologia și istoria bisericii și etnografia. În mentalitatea colectivă, crucea are trei semnificații. Obiect sfânt,
semn de închinare și credință și nu în cele din urmă, cale de urmat, misiunea fiecărui creștin. Expunerea, în vitrinile de față, urmărește tipologia, funcționalitatea și simbolistica Sfintei Cruci. Astfel, în prima vitrină, avem expusă arheologie. Primele simboluri creștine, care au ajuns până la noi, au apărut încă din secolele 2-3, sub formă de pește, cruci înțizate, înainte de ardere, pe o serie de vase. În secolul 6 apar primele tipuri de catarame bizantine ce au stilizat semnul crucii. Începând cu secolul 9-11, apar diferite tipuri de cruciulițe turnate din fier sau bronz, iar din secolele 12-13 avem expuse crucile engolfion. Din secolul al XVII-lea am etalat primele tipuri de cruci din lemn și crucea treplată cu postament din metal. În secolul XIX, în 1808, avem ca descoperire cărămida cu inscripție în limba slavonă și semnul crucii și pocalul împărtășaniei cu semnul crucii. În continuare, începând cu vitrina a doua, avem istoricul bisericii și aici, în primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor preoților din Eparhia Romanului, cum a fost Părintele George Oatu de la Băleni, Părintele Ieremia Basilica de la Bozienii de Sus, Părintele Florina Tuscanul de la Tripești, Părintele Doru Ionel de la Biserica Almenească, care mi-au dat tot concursul și ajutorul pentru a reuși să detalăm această expoziție. Astfel, în vitrina a doua, avem o serie de cruci de diferite tipuri și funcționalități, aparținând bisericilor de la Băleni, Bozienii de Sus, Tripești, iar în vitrina 3, special, avem o vitrină dedicată cu bisericii armenești. În vitrina 4 sunt expuse tipurile de cruci pectorale, aparținând diferitelor rituri creștine. Vitrina 5 este dedicată cultului catolic, pe obiectelor aduse de la Biserica Sfânta Teresa din Roma. Iar în vitrina 6 avem expuse crucea staroveră în printre ipostaze, crucea rușilor dipoveni. Pe această cale să mulțumim președintelui Comunității Rușilor Dipoveni, domnului Iapsenie Cărbușa, care este permanent alături de noi. Iar în vitrina 7 avem expuse ritul catolic. Simbolul crucii, de astfel, este însoțit pe țăranul român în întreaga sa existență, de la botez, nuntă, până la moarte. De asemenea, crucea, ca obiect cult, cât și ca simbol al crucii, au fost folosite la o serie de evenimente privind calendarul anului agrar și aici vă invit să vedeți în polul muzeului de parte de etnografie. În continuare, aș propune să luăm o scurtă pauză de 5 minute pentru a vedea expoziția și după aia să trecem la simpozionul propriu-zis pentru a aprofunda simbolul Sfintei Cruci. Dacă îmi permiteți, înainte de pauză, încă un cuvânt. Spuneam că am dorit să transmitem un mesaj unitar. Fiind astăzi aici, rog și colegii din presă să ne ajute în demersul nostru. În perioada 21 septembrie-30 octombrie se va organiza o expoziție eveniment, spun eu, Aurul și Argintul României, la Muzeul de Artă din Piatra Neamț. Este o expoziție probabil cea mai importantă din ultimii 20 de ani. Este o expoziție organizată în colaborare cu Ministerul Culturii și Muzeul Național al României. De aceea lansez invitația astăzi, ca în această perioadă, dacă puteți și vă găsiți timp, să veniți să vedeți această expoziție, încă o dată spun eveniment. Ea poate fi văzută, a putut fi văzută în Moldova, să spunem, doar la Iași și va mai fi în perioada următoare la Suceava. Piatra Neamț, pentru că prin patrimoniul bogat pe care îl deținem, acest, să spunem, complex muzeal județean, contribuie la această expoziție și avem onoarea astfel să fim și noi unul din orașele care găzduiesc această expoziție. Deci, pentru perioada 21 septembrie-30 octombrie, vă invităm cu drag la expoziția eveniment Aurul și Argintul României. Mulțumesc frumos! Am dorit să mulțumesc personal, să dau citire liste instituțiilor și persoanelor care au sprijinit material și spiritual activitatea de astăzi. Este vorba de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului și personal înalt preasfințitul Arhiepiscop Ioachim, Primăria Municipiului Roman și domnul primar profesor Laurențiu Dan Leureanu,
domnul economist Leonardo Chirilai, domnul notar Alin Tănase, cofetăria Tosca și managerul Valerian Angel, restaurantul Corabia și managerul Victor Barcan și doamna farmacistă Magdalena Vădălin. Mulțumesc invitației Muzeului de Istorie Roman și al Complexului Muzeal Județean Neamț. Mă bucur să vă revăd și vom începe prin a-i da cuvântul domnului profesor universitar dr. Ioan Mitrea din Bacău, care ne va susține comunicarea începuturile creștinismului la est de Carpați în lumina descoperirilor arheologice. Domnule profesor! Domnule, să vă spun bună ziua! Și se repet, am mai spus mai multe ori, dar nu strică să repet. Eu vin cu plăcere de la Roma, pentru că la Roma, ceea ce îmi place, oamenii sunt foarte uniți în problemele culturii și la ora aceasta, deci, la ora la care suntem noi acum, în puțini locuri din țară, poți să găsești o sală ca asta, cu 50 de locuri pline, la o asemenea manifestare științifică. De obicei, acum e foarte cald și așa mai departe, chiar vă cer scuze pentru ținuta în care apar. Când normal trebuia, eu în viața mea, la catedră, n-am intrat fără haine, până în iunie, mă cinci luni, nu m-am văzut niciodată. Acum, la modă este să vii și cămașul scoas din pantalon, știți că așa e, să fii modern. Să fii Da, să fii, da. Titlul intervenției mele, intervenție care va fi foarte scurtă, nu vă speriați că vedeți mapa asta aici, și ați vă spun o scurtă povestioară. Acum vreo 40 de ani, am făcut o sesiune științifică în sala teatrului la Bacău, care era destul de mare, vreo 600 de locuri făcătoare, și am avut invitați din toată țara, dar de la Iași, între alții, la Iași, mai mulți erau, am avut un colegi mai mare cu un an sau doi ca mine, Dumitru Vitcu, un foarte bun istoric, poate mulți s-au auzit de el. În ultimii ani a fost și profesor la Suceava și la Iași. Dumitru Vitcu și eu i-am dat cuvântul, el avea un dosar, întâmplător avea un dosar mai plin, care avea asta așa în mână, și greșeala a fost a mea, că atunci când l-am anunțat, deși îl știam foarte bine, cu sos cu un an înaintea mea la facultate, am spus Dionisie Vitcu. Ori Dionisie Vitcu este fratele lui, actorul. Dar el a tăcut, cum spuneam, a tăcut, n-a zis nimica, și când s-a dus la pupitru, a spus că, știți, cum a anunțat domnul profesor, urmează Dionisie Vitcu, este vorba de fratele meu, actor, care n-a putut veni și mi-a dat mie astea 500 de pagini și felicitesc eu. Și mie mi-a dat cineva mapa asta de viață, dar cred că am să renunț la ea. Nu înainte de a spune două, trei lucruri mai despre cruce. Despre cruce, față de ce au spus antevorbitorii mei și se vor spune încă multe lucruri în continuare, vreau să precizez pentru cei care au mai puțini lecturi în domeniul ăsta, cum am și eu de altfel puțini lecturi în domeniul ăsta, că în istoria generală, dacă vreți, a umanității, se cunosc trei tipuri de cruci. Atât. Restul sunt variante sau subvariante, dacă vreți. Avem crucea în formă de T sau crucea Sfântului Anton. Deci, T, litere mare. Cum ar fi crucea aceea de acolo, fără partea de sus. Avem crucea în formă de X sau crucea Sfântului Andrei, da? Care o avem ca semn, dacă vreți, și la care ferată ceva acolo periculos, nu știu ce, crucea Sfântului Andrei. Și avem crucea care este aceasta, cu două lemne, cum erau atunci, perpendiculare, din care unul mai scurt. Și se pare că Iisus Hristos a fost răstignit pe o asemenea cruce. Nici pe Sfântul Andrei, nici pe T. Pentru că s-a găsit un mormânt, s-a descoperit un mormânt acum vreo câteva decenii la Ierusalim, în care scheletul respectiv are compoziția aceea. Și în Biblie undeva, unul din Evanghelie de fapt, întâi se spune că era cuiul de deasupra capului lui Hristos. Deci dacă nu ai lemn, nu ai la neamul să bați cuiul deasupra capului lui Hristos, nu? Bun, trecând peste această paranteză, să spun că pe cruce, cu pedeapsa răzimirii pe cruce, au fost pedepsiți oamenii încă din timpul străvechi. Fenicienii, pentru prima dată, au folosit această pedeapsă, nu? Apoi, pe scară largă, și alte popoare după fenicieni, pe scară largă,
În lumea romană, când spun în lumea romană, spun, de fapt, numai perioada Imperiului. Se pare că această pedeapsă există chiar la Roma, încă din vremea Republicii. Dar s-a dezvoltat foarte mult. Ei, trebuie reținut că semnul acesta a căpătat o semnificație deosebită. Abia de la răstignirea, de la pedepsirea lui Hristos prin răstignire, că de atunci încoace, pentru noi, cel puțin pentru noi creștini, nu mai este un simbol, dacă vreți, al blasfemiei și mai departe, ci din potrivă, s-a spus azi aici deja, că înseamnă crucea a devenit la noi un semn al împăcării între oameni. S-a spus de vreo trei ori, dacă nu cumva trei antivorbitori, a spus că Hristos chiar a spus, cine vrea să meargă cu mine, nu, să-și ia crucea, nu? În care să-și ia crucea. Pe de altă parte, mai trebuie spus că de la Hristos încoace, acest simbol a căpătat cu totul alte semnificații. Întâmplător sau nu, vreau să spun că în spațiul nord-dunărean, și aici amintesc o idee care probabil va fi spus-o și domnul profesor Barnea, un foarte bun cunoscător al creștinismului în general și mai ales din nordul Dunării, imediat, adică din Muntenia și Vorpenia și Dobrogea, ca și răposatul său tată, care a fost un excepțional cercetător, Ion Barnea, cunoscut pentru că a fost teolog în tinerețea lui, cunoscut de dumneavoastră mai mult, să spun că întâmplarea sau ce s-a, cum s-a făcut, că semnul crucii la noi apare odată cu cele mai vechi simboluri ale creștinismului. Adică apare odată cu începuturile creștinismului. S-a spus de către unul dintre vorbitori că putem vorbi încă din secolul II. Noi nu avem, totuși respectăm, suntem în Dumnezeu, suntem în fața crucii, dacă vreți, atâția fete bisericești, noi nu avem niciun semn cu certitudine din secolul II. Din secolul II, nu. Avem din secolul III, vorbind în general, ce a spus domnul Barnea, avem în Dacia Romană, dar numai în centri urbane, în centri urbane, în spațiu extracarpatic, adică Muntenia, Dobrogea a fost bizantină mult timp, nu? Și Moldova, spațiu carpato-nistrian, mai exact să spunem, în aceste regiuni simbolurile creștine apar abia din secolul III. Cel mai devreme putem accepta prima jumătate a veacului III. Și cele mai vechi urme creștine la noi, imediat am să vă dau o imagine, sunt la Bargoș Galați. E normal să fie acolo, pentru că acolo era stăpânii romani, nu era castelul de la Bargoș Galați. Aici aveți o hartă, dați puțin dacă vreți înapoi harta. Aveți o hartă cu cele mai importante descoperiri creștine în spațiul escarpatic, în spațiul carpato-nistrian, deci cuprinzând teritoriul Moldovei de astăzi și a Republicii Moldova, chiar la o comunicare din asta scurtă intervenție străzului Republica Moldova, nu cu cineva zilei trecute, nu vreau să intru la mănânte, spunea, în general Moldova, adică pentru el Moldova era de la Nistru până la Carpați, știți? Ca la ideea lui Stalin, nu? Asta e Moldova, de la Nistru la Carpați. Și împrumâș a retras aceste expresii, în sfârșit a reparat cum a reparat-o. Cele mai vechi dovezi sunt din secolul 3-4. Și, repet încă o dată, nu este o întâmplare, cred, că cele mai vechi simboluri creștine la noi sunt niște cruciulițe. Avem la Bargoș Galați o cruciuliță din Sidef, care a fost probabil element de podoabă, că nu are semn de atârnare, și mai avem, poate s-a purtat într-o punguriță. Și... Dar avem semnul echipare creștin din secolul III, chiar în zona unde suntem noi. Aveți acolo un fragment ceramic de la Brad, nu? Da. Care e foarte interesant, foarte interesant. Este unul din cele mai vechi semne creștine din această parte a țării noastre. Sigur că cineva poate să mă întrebe pe mine, dar nu cred că îmi pune o semne întrebare, la noi unde apar, în orașe sau în mediul rural? În mediul rural, că la noi n-am avut orașe, în Moldova, nu? Toate semnele, simbolurile creștine apar în mediul rural. Ce vreau să vă fac să rețineți atenția, că și pe această hartă, dacă se vede, intensitatea descoperirilor merge la sud spre nord, deci spre Dobrogea, o să spună domnul Filip, care urmează după mine ceva în legătură cu această idee, și de la vest, dinspre Carpați, spre Nistru. Vedeți, până spre Nistru, avem acolo în Ucraina un semn la Codân,
și în rest două, trei semne atât, dar mai târziu ceva, nu din secolul 3-4, secolul 5-6. În spațiul acesta, dați dacă vreți următoarea imagine, aici sunt niște locuințe, o spunem, unde ne-am găsit, nu ne-am găsit, în săpătură ne-am găsit. Norocul a făcut să descoperim, să cercetăm, să ne dea Dumnezeu o putere să cercetăm vreme de aproape 25 de ani, cea mai mare așezare din România din secolul 5-7, care se află la Davideni Neamț. Aici este un ansamblu de locuințe, acolo vedeți o suprapunere, dacă vreți, de locuințe, care durează vreo 100 și ceva de ani, cele trei, pentru că erau tot mereu refăcute. În asemenea locuințe s-au găsit în foarte multe serii creștine, deci nu în stratul de cultură care nu îi poți data cu exactitate. Dați următoare, dacă îți imagine. Aici sunt vase din epoca respectivă, celebrele vase de la Costișa Mănoaie, care sunt cele mai vechi din epoca punică, găsite cu certitudine până acum în Moldova, datate ca atare de regretatul profesor Ion Nestor la București, creatorul școlii de arheologie medievală din țara noastră, care a condus săpăturile mulți ani și la Suceava, în ansamblu la Suceava, următoarea. Și de acum o să apară, au fost amintite, nu mă merge? Nu mă merge. Așa. Între obiectele cu semne creștine din spațiul Est Carpatic, ca și din Munteni și Transilvania, foarte multe sunt vase cu semnul crucii, care au imprimat pe umăr. Și uitați-vă că aveți deopotrivă și aveți și crucea Sfântului Andrei la numărul 7 acolo, aveți și de la numărul Sfântul Andrei tocmai la 8, probabil la 9 tot ceva asemănător, dar aveți și crucea cealaltă cu trei brații egale la numărul 4 și la numărul 5, descoperite în așezări din Moldova. Toate aceste vase se datează în veacurile 5, sfârșitului 5 și prima jumătate de secolul al 6. O să auziți mereu până aproape să vă plictisiți cu secolul 6, pentru că secolul 6 are mică semnificație. De la jumătatea secolului 6 și mai ales în ultimii decenii, când vin slavii în masă, slavii nu erau creștini, nu? Se împuținează numărul acestor semne. A fost o perioadă de dominație, cel puțin numerică, dacă vreți, a slavilor în aceste regiuni. Și așa se explică că descoperirile sunt mai puține. Mai e ceva. Avem foarte multe descoperiri și o să vedeți și alte obiecte mai semnificative. Din epoca Justinian, prima jumătate a secolului 6, cea de-a doua jumătate, 527-565. Nu este întâmplător, pentru că în epoca Justinian, Imperiul Bizantin a controlat nordul Dunării. Noi am scris acum vreo 30 de ani și văd că nimeni n-a zis, domne, n-ai dreptate, că a existat un anumit control al Bizanțului asupra nordului Dunării, până în spațiul Est Carpatic, deci până în Moldova Centrală și Moldova, dacă vreți, despre Nistru. Așa se explică că în prima jumătate a veacului 6, chiar dacă slavii fac incursiune studiume și avem pomenite cele din izvoare, 517, 518, 519, se retrag de fiecare dată la vietele lor. Înapoi, în Nistru, mijlociu, tocmai acolo sunt înapoi. Abia din a doua jumătate a secolului al VI-lea, după Justinian, deci, slavii se așează număr mai mare în aceste regiuni. Dați următoarea, dacă vreți. Iată, între semne creștine care s-au pomenit, în afară de cele care ați mai văzut și în planurile anterioare cu cruciuristii respective, peștele, care vedeți că apare chiar de la început, în secolul III la Brad, la noi, Moldova vorbim, dar apare și în descoperiri din secolul 6, 7 și următoarele. Dați următoarea. Aici aveți o serie de obiecte de factură romano-bizantină, fibule, cum le spunem noi, agrafe din aia delicat. Una, să vă rețin atenție în mod deosebit, am să ne vin asupra ei, chiar la numărul 1, este o fibulă romano-bizantină turnată din bronz și care de arc are imprimat un fel de metopă, în interiorul cărei este un chip uman cu nimb. Deocamdată mă opresc aici. Am zis un chip uman cu nimb. Toată lumea e de acord că este un chip uman cu nimb, pentru că se cunoaște foarte bine. Și o să vedeți și o imagine mai clar decât aceasta. Dați mai departe. Aici sunt tipare, dovadă că aceste cruciuriții se turnau chiar feloc, erau meșteri itineranți, fie meșteri stabiliți în urmă Dunării, care realizau aceste asemenea tipare. Aici, la numărul 1, în stânga sus,
aveți un tipar fragmentar pe care se turnau fie obiecte, dacă vreți, pentru podoabe, pentru obiecte de port și cu brațul unei crucelițe pe care o să vedeți în dreapta jos pe un tipar. Este vorba de un tipar de la Botoșana, Suceava, tocmai în nordul Moldovei, care se datează acolo, dar și la Davidin, în secolul 6. Pe acest tipar, sau pe asemenea tipare, dați mai departe, se lucrau crucilițe, cum este cea de la numărul 1, o cruce cu brațele egale, o cruce de tip Malta, care la vremea respectivă, da, a rămas în continuare, este prima cruce de acest tip din nordul Dunării, din prima jumătate a secolului al VI-lea, găsit într-un complex închis, tocmai la Davidin, unde vă spuneam că sunt mai multe peste creștine. Și tot la Davidin, ca să închei cu această așezare, provine acest pietrene cu arcul în semnicer, cu mânierul în semnicer, și uitați pe sus, are o cruciuliță cu brațele egale. Deci tot un fel de cruciuliță de tip Malta. Restul, aveți în dreapta, sus și la mijloc, catarame de tip bizantin sau de tip sucidabă, cum ne spunem noi, după tipul care circulă în această regiune a Europei, să ne ține, dacă vreți, și pe aceste catarame apar, și aveți acolo una de la, mai puțin clar decât asta, două de aici, cataramele acestea care au simbolul creștin. Uitați-vă acolo cruciuliță și într-o parte și dincolo sus. Dați următoarea. Între piesele creștine descoperite din Moldova, care atestă prezența creștinismului în veacul 6, așa, sunt în aceste lingurițe, primele trei, de la Botoșani, în context neprecizat, adică s-au găsit acolo într-o colecție, dar nu știe nimeni când au fost găsite, unde au fost găsite și mai departe. Însă, pe bază analogiilor cu descoperirea din alte zonele estului Europei, au fost datate în secolul 6. Din coace jos, la numărul 4, avem o cruciuliță pentru administrarea Sfintei Împărtășanii de la Davidien Neamț, unde avem și cruciulița, avem și tiparul și avem și imaginea aceea cu limba, asupra căreia revenim imediat. Dați următoare. Nu se poate întoarce? Da. A ieșit cu capul în jos. Uitați-vă, aici este fragmentul de fibulă de la Davidien, mărit de 10 ori. Deci vă dați seama cât de mic este. Pe câțiva milimetri, 7 mm, s-a realizat acea ramă, dacă vreți, uitați-vă, din granule, care într-un fel separă sacul din interior, de profanul din exterior. Această ramă este mărginită de ochi de porumbel sau ochi, care sunt simbol creștin, ochii de porumbel, și în centru aveți acel chip uman pe care se cunosc foarte bine părțile anatomice principale. Nasul, ochii, gura și barba. Iisus, în secolul 6, apare și cu barbă și fără barbă. Gândiți-vă că la unele biserici făcute de epoca lui Justinian apare cu barbă, dar apare și fără barbă. Și limbul acela ne-a dus pe noi cu ideea încă de la început că este un sfânt. Un sfânt. Cine este acest sfânt? Foarte greu de spus cine este acest sfânt. Că este sfânt, e sigur că este sfânt. Pentru că avem câteva analogii. Noi am presupus că cel din tâi care va fi fost reprezentat pe asemenea obiecte, fie figuri sau chiar pe vas, poate fi pe un vas, imediat să vă dau un exemplu, nu poate fi decât chipul lui Hristos. Că cineva sugera, domnule, acolo e Sfântul Ioan Botezătorul, tăia capul Sfântul Ioan Botezătorul. Nu-i chiar așa. Întâmplarea a făcut ca, independent de noi, o cercetătoră din Bulgaria și un german care făcea săpături în Albania, să găsească două elemente foarte asemănătoare cu cea de la Davidien, fiecare deșucând independent. Și anume, doamna din Bulgaria a găsit un fragment ceramic provenit din nordul Africii, dar Africa era bizantină, nordul Africii era bizantin, un fragment ceramic pe care apare un asemenea chip uman cu nim și în exterior apare și o cruce. Deci ține în mână o cruce. Ea a scris, la vremea respectivă, când a publicat materialul acum 30 de ani, că probabil este un sfânt și poate fi chiar chipul lui Hristos. A venit cercetătorul din Germania care a făcut săpături în Albania și a găsit și el o fibulă din bronz, turnată din bronz, pe care are un asemenea chip uman cu nim și, independent, pe baza
lecturilor care le-a făcut în revistele de specialitate, a ajuns la concluzia că poate fi chipul lui Hristos. Cele două descoperiri vin și întăresc presupunerea noastră că ne aflăm, în fond, în fața chipului lui Hristos, cea mai veche imagine, dacă ar fi să fie așa, din ordinul Dumnezeu. Dacă avem în vedere că în limba greacă, din limba greacă, așa, în limba slavonă, icona, nu, înseamnă chip, da? Aici avem un chip, un chip uman cu limba. Avem, deci, o icoană. Am putea spune că, de fapt, simbol, aceasta este prima icoană lui Hristos din ordinul Dumnezeu. Pentru că acolo am spus că este cea ramă care separă sacru de profan și dacă este, într-adevăr, chipul lui Hristos, atunci putem trage și această concluzie. Eu vreau să spun că n-am insistat foarte mult asupra altor mărturii de peste și foarte cald și urmează pentru mulți următori, dar la ora actuală avem suficiente dovezi că în Moldova, în spațiul carpato-istrian, creștinismul s-a generalizat în secolul al VI-lea, în prima jumătate a acestui secol, chiar înainte de vinirea slavă. Să mai spun ceva, că în nordul Dunării, dar și în alte provincii, creștinismul a fost un element care a mers mână în mână cu romanizarea și încă Prăvan a spus că din cercetarea începuturilor creștinismului putem desprinde idei noi în legătură cu etnogeneza românilor, iar un mare istoric de-a nostru, Radu Vulpe, fost profesor și la Iași, urmă la București, și o dinastie de arheologi Vulpe, că și Alexandru, recent dispărut Dumnezeu să vorbească, foarte bun arheolog, dar în perioada mai vechi, perioada preistorică, Radu Vulpe a spus că putem accepta sintagma că românii s-au născut creștini. Adică, odată cu creștinismul, cu împământenirea creștinismului, s-a generalizat și romanizarea. Ori fenomenul acesta romanizării, pentru cei care nu vorbesc prea mult despre creștinism, eu ajung la concluzie pe baza altor mărturii că în secolul VI putem vorbi în linii mari de romanizare. Romanizare adică încheierea procesului respectiv ca atare în nordul Dunării. Nu numai în Transilvania, unde este lucru foarte clar, dar și în Moldova, Muntenia și poate mai mult în Dobrogea, despre care o să vorbească domnul Filip în continuare și care a avut un rol important și în răspândirea creștinismului în nordul Dunării. Vă mulțumesc pentru atenție. Și, din păcate, domnul profesor universitar dr. Alexandru Barnu nu a putut fi alături de noi, însă transmite mulțumirile domniei sale conducerii Muzeului de Istorie Roman și tuturor celor care ați contribuit la această frumoasă expoziție. Domnia s-a promis că va veni la o nouă întâlnire pe această tematică, deoarece, așa cum colegul Velu Bunariu a dorit, în încropirea acestui frumos eveniment, ca să fie prezenți și istorici de la Iași, cum ar fi domnul Ionu Zugravu, domnul Mitra de la Bacău și domnul Barnea de la București. Poate cu altă ocazie să facem această întâlnire a școlilor de arheologie și de istorie a creștinismului de la București și Iași. Și încă poate și de la Cluj, pe mai departe. Domnul Barnea a dorit să vă vorbească despre începuturile creștinismului la Dunărea de Jos. Înțeleg că comunicările se vor publica, dar în mare, ca să nu ocup foarte mult timp, este bine știut că Dobrogea a făcut parte din Imperiul Roman și apoi Imperiul Bizantin, după ce s-au împărțit cele două imperii, până la invazia slavilor, de la începutul secolului VII. Deci, ca atare Dobrogea, făcând parte integrantă din Imperiu, adică din Uniunea Europeană Antică, era un spațiu liber, deschis, unde puteau circula liber adepții creștinismului. Dobrogea Sciția Minor, cum o numesc istoriografii noștri, făcea parte din Moesia Inferior, deci Moesia de Jos, cum am spune noi, și a avut în ultima perioadă a Imperiului, când a fost prezent aici, s-a constituit chiar o temă, adică o provincie bizantină cu capitala la Dinogeția, Galvan, astăzi,
Domnul Barnea a săpat și la Dinogeția, la Garvan, unde a descoperit un tezaur și mai multe edificii, printre care chiar probabil Basilica Episcopală din Paris, Trion. În Dobrogea sunt atestate aproape 60 de unități ecleziastice antice, deci în Dobrogea noastră de astăzi, deci chiar aceasta românească, fără cadrilater. Deci avem foarte mulți adepți ai creștinismului din primele secole și mai mult decât atât prin actele martirice și care s-au confirmat arheologic mai târziu, cum s-a întâmplat la Nicuțel cu Zotii, Catalos, Camasis și Filipos, cum s-a confirmat la Murighion, la Halmiris și la Tropeum Traianii, unde nu știm numele lor. Spre exemplu, și eu am participat la cercetările arheologice de acolo, cetatea este unul din puținele orașe romane, păstrat aproape în întregime, dar din nefericire este săpat doar o proporție de aproape 20%. Deci mai multe secrete se pot dezvălui acolo. Sunt patru mari biserici foarte mari pentru acea epocă, mai ales că forumurile romane erau transformate odată cu trecerea Imperiului la religia oficială creștină în biserici creștine. Ca să nu mai lungesc mult, Dobrogea era ca și astăzi un culoar al mărfurilor și al comerțului dintre spațiul nord-dunărean și porturile de la Marea Neagră, porturi care continuau coloniile grecești ce existau acolo încă din secolul 7 înainte de Hristos și e vorba de Calatis, adică Galia, de Tomis, Constanța, de Histria în nordul Constanței și de cele de mai din nord, din Delta. Și această imensă populație creștină, bineînțeles, imensă, mă rog, față de restul spațiului nord-dunărean, a fost un bun nucleu de propagare a creștinismului la nordul Dunării. Aș dori ca titlul de informare și profit de acest simpozion, atunci când s-a organizat la București expoziția despre începuturile creștinismului în Dacia și Sciția Minor și a venit Sanctitatea sa Ioan Paul al II-lea la București, la Muzeul Cotroceni chiar și domnul Barnea a fost unul dintre coordonatorii expoziției, s-au adunat din toate muzeele din țară cele mai importante obiecte paleocreștine din Dobrogea și din restul României de astăzi. Și atunci foarte mulți, mă rog, că e o modă și în istoriografie, foarte mulți istorici de la noi au zis că nu a fost numai Apostolul Andrei, a fost și Apostolul Pavel și Apostolul Filip în cel puțin în Sciția sau în partea de sud a Basarabiei de astăzi, de sud a Moldovei și în Muntenia. Bineînțeles că nu avem documente în acest sens, însă sigur ucenicii acestor apostoli într-o 100-200-300 de ani au fost prezenți în spațiul nord-dunărean. Avantajul nostru este că Dobrogea fiind în Imperiu și culmea este că rușii se revendică de la Apostolul Andrei datorită creștinării sciților. Ei, acești sciți sunt în Dobrogea, de fapt, nu sunt în sudul Rusiei. Deși și acolo avem un centru creștin la Chersones, Crimeea, care e ocupată de Rusia astăzi, are și ea însă și are o peninsulă mică spre estul ei, unde Kerch se cheamă astăzi. Chersonesul a fost și el un centru de radiere a creștinismului. Eu am să vă mai vorbesc în continuare despre căile de răspândire ale creștinismului în spațiul Carpatul-Istrean. În meseria de arheolog, primul lucru care îl învățăm atunci când studiem un areal este bazinul hidrografic, pentru că apele curgătoare au constituit întotdeauna posibilele căi atât de navigație, dar și a unor drumuri terestre pe care mergeau negustorii, pe care produsele din nord coborau spre sud,
Ceea ce știm, că printre toți negustorii care veneau primăvara, urcau pe apele umflate spre, ajungeau probabil și până la Roma și mai sus de către Roma, și apoi vara, când se umflau apele iarăși la ploile de vară, ei coborau și făceau aceste schimburi de produse. Negoțul ca întotdeauna și comerțul ca în ziua de astăzi a facilitat circulația ideilor. Pentru că răspândirea creștinismului nu a fost numai prin acei misionari creștini care mergeau și botezau, și, ci erau și o circulație a ideilor. Și, într-adevăr, Bizanțul era atunci New York-ul de astăzi, ca să zic așa, și avea o influență asupra tuturor elitelor din comunitățile care existau în acest spațiu în care și noi locuim astăzi. Și la început a fost, bineînțeles, o influență filozofică și de modă, poate, și apoi treptat unele comunități au devenit creștine, așa cum o să citiți probabil și în comunicarea pe care va publica și domnul Mitrea, erau comunități mixte, alogene, între care erau și primii creștini, dar și populația indigenă care își păstrau credințele străvechi, nemai vorbind de migrația slavilor și apoi a celorlalte popoare migratoare care au influențat aceste comunități. Și așa cum a spus și domnul Mitrea, repet, creștinismul s-a răspândit pornit dinspre Dobrogea, deci de la sudul Basarabiei și Moldovei noastre către nord, și dinspre vest, deoarece și Transilvania a păstrat multă vreme comunitățile creștine prin trecătorile din munți. Și un alt lucru care se studiază astăzi foarte bine este vorba de existența sării. Să nu uităm că suntem aproape de Târgu Ocna și deci în afară de vin, miere de albine, lemn și celelalte, o civilizație umană nu poate exista fără sare. Și sarea de la Târgu Ocna a atras acești negustori, inclusiv din Imperiu, aici. Așa cum la Salzburg este, în Austria, este un mare centru de creștinare a lumii germanice, aici, la noi, în Moldova, sarea a fost aurul, să zic, creștinării noastre. Mai multe o să publicăm aceste comunicări și aș da cuvântul părintelui dr. Florin Aurel Țuscanu de la Parohia Trifești pentru a ne spune comunicarea Sfânta Cruce regăsită între motivele decorative ale bisericilor mele și îl rog pe profesorul Ciocanu să se pregătească. Vă rog. Îmi exprim bucuria de a reveni la Muzeul de Istorie nu cu mâna goală, ci cu câteva obiecte expuse în această expoziție inedită, Sfânta Cruce în viața creștină. Și iată că, nu întâmplător, expoziția este vernisată astăzi ca o vecernie la Marele Praznic al Înălțării Sfintei Cruci de mâine. Deci suntem prezenți în Muzeul de Istorie într-un loc, aș spune, sacru astăzi, pentru că aceste cruci, multe dintre ele sunt obiecte sfințite și deservesc altarele unor biserici parohiale și, bineînțeles, că ele devin sfințitoare, sunt obiecte cu care preoții binecuvintează poporul, așa încât, iată, astăzi se scrie aici o pagină de cult și de cultură și ne bucurăm pentru acest lucru, mulțumind astfel organizatorilor pentru această lăudabilă și frumoasă inițiativă. Atunci când am fost optat să particip la acest simpozion și întrebat despre ce aș putea vorbi legat de semnul Sfintei Cruci în viața creștină, m-am gândit la un lucru asupra căruia m-am oprit în anii pregătirii unei teze de doctorat, Bisericile de Lemn din Podișul Bârlarului. Și un capitol l-am dedicat ornamenticii, decorului bisericilor de lemn, un lucru simplu, ar spune poate cineva, dar este un lucru foarte complex și foarte
profund, plin de semnificații, de simboluri. Sfânta Cruce în decorul bisericilor de lemn din țara noastră. Iată, Patriarhul României, Părintele Daniel, a considerat că poporul român este un popor purtător de cruce și iubitor de înviere. Mi-a plăcut foarte mult această expresie și am înțeles mesajul că poporul român are un creștinism apostolic în comparație cu popoarele slave care ne înconjoară. Iată, noi mărturisim că de 2000 de ani am primit botezul creștin de la apostoli. Sfântul Apostol Andrei este considerat protectorul, patronul spiritual al românilor. Dar istoricii, precum s-a spus anterior, unii istorici menționează și prezența Sfântului Apostol Filip în ținuturile noastre ale sciții minori de altă dată. Important că, iată, mărturiile creștine timpurii, așa cum și domnul profesor Ioan Mitrea a prezentat în acest material amplu despre descoperirile făcute de dumnealui în această localitate davidene, și argumentele cu care ne-a elucidat prezența creștinismului în acest spațiu, iată, toate acestea nu fac altceva decât să confirme că românii, într-adevăr, și-au purtat crucea în istorie, poate că au fost răstigniți de mai multe ori în istorie de aceste popoare păgâne care ne-au călcat pământul și tradițiile noastre, dar noi nu am stins nicicum, niciodată nu s-a stins această candelă a credinței creștine. Și de aceea, pe orice cale, în orice formă, în orice manieră, românii au avut crucea ca un simbol, ca o armă, cum spune o frumoasă rugăciune care se rostește mereu atunci când se cinstește Sfânta Cruce: Doamne, arma asupra vrăjmașului, crucea ta ne-ai dat-o nouă. Și noi nu separăm crucea de înviere, cum s-a menționat atât de frumos de către Părintele Pavel Chelaru. Noi avem aceste două elemente, răstignirea și învierea, nedespărțite. Pentru că spunem într-o cântare: crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Și de aceea privim crucea drept iubire, jertfă, pentru împlinirea acestui măreț ideal, pentru mântuirea lumii. M-am gândit și voi fi succint în cele ce urmează să vă prezint câteva dintre aceste mărturii legate de semnul Sfintei Cruci în decorul bisericilor de lemn. Din păcate, imaginile pe care le-am pregătit nu au putut fi descărcate, n-au fost recunoscute, să spunem, de acest calculator. În schimb, am salvat doar 5 dintre ele și le vom folosi la vremea cuvenită, doar ca informare, ca a lămuri și a aprofunda mesajul Sfintei Cruci în arhitectura populară din lemn. Permiteți-mi, ca să fiu mai succint, mai clar, să trec în revistă câteva idei pe care le-am subliniat și care vor face parte din acest material ce se dorește a fi publicat. În arhitectura populară de lemn, semnul crucii este frecvent întâlnit în biserici. Meșterii populari, în arhitectura lor, au inițiat chiar o formă de plan atunci când se ridicau locașul de cult, cunoscut astăzi drept planul treflat sau trilobar, forma crucii. Mesajul este plin de semnificații, deoarece Hristos a întemeiat biserica creștină prin jertfa sa pe cruce. Pe obiectele de cult și piesele de mobilier din inventarul bisericilor de lemn, crucea este semnul dominant.
Primele încercări de grupare sumară a crucilor pe categorii datează din anul 1905 și aparține viitorului patriarh Ierie Miron Cristea. El a împărțit crucile în două categorii. Crucea latină, cu brațul vertical mai lung decât cel orizontal, și crucea greacă, cu brațele egale. Mai târziu, un deschizător de drumuri în istoria artei populare, Alexandru Țigara Samurcaș, iată, avem aici această prezentare și clasificare a crucilor făcute de acest cunoscut cercetător și istoric de artă, fiind nemulțumit de gruparea făcută de Miron Cristea, el întocmește o clasificare mai elaborată, care se va dovedi în timp și aceasta sumară. La aceste tipuri de cruci clasice, amintește istoricul de artă Alexandru Țigara Samurcaș următoarele, citez, mai există o nesfârșită varietate de forme de cruci noi, unele cu totul originale și frumoase, create de meșterii populari. Am încheiat citatul. Au fost și alții care au întocmit astfel de clasificări. Gerbrand, Chevalier, aceștia întocmesc o clasificare mai extinsă, izvorâtă din nevoia de a enumera și de a reda prin desene tipurile de cruci tratate alături de semnificațiile lor. La noi, un alt cercetător, Ioan Hintăoan, și avem aici clasificarea făcută de dânsul, a întocmit, aș spune eu, poate cea mai complexă clasificare a simbolului crucii în arhitectura populară. Următoare. Este tot o clasificare. Asta este. Deci prezintă 28 de forme de cruci care se regăsesc în motivele decorative din bisericile de lemn. Și chiar dacă este complexă, această prezentare nu poate include toate motivele decorative, deoarece există tipare foarte diversificate. Având în vedere semnificația Sfintei Cruci în viața creștinilor, meșterii populari au încrustat crucea cu o funcție dublă, cea religioasă și cea estetică, fiind totodată considerată și o apărătoare de rău, o protectoare, având deși și o funcție apotropaică. Privitorul de astăzi, în schimb, când turistul care ajunge la un complex, la o mănăstire, cum sunt mănăstirile Bursana sau altele din Maramureș, care impresionează prin arhitectura lor, nu mai percepe decât rare ori aspectul semantic, sensul creștin al acestui motiv decorativ, fiind fascinat de eleganța și amploarea decorației de pe încadramentele ușilor și ferestrelor, de la troițele care flanchează aceste monumente sau iconostasele atunci când intrăm în interiorul bisericii. Creatorul popular a fost mereu preocupat pentru a găsi efecte plastice cât mai minuțioase prin arta decorativă. El a îmbinat culori și forme preluate din universul preocupărilor cotidiene pentru a împodobi locașul de cult. Între motivele decorative care le vedem pe pereții exteriori, dar și în interiorul bisericii, sub diferite forme, cioplite, crestate, traforate sau prin incizie, semnul Sfintei Cruci se prezintă în toate aceste variante într-o unitate artistică, se manifestă în linii ce exprimă, spunea un critic de artă, linii ce exprimă grație și putere, îndrăzneală și măsură. Sfânta Cruce este prezentă atât pe încadramentele portalurilor, deci la ușa de intrare în biserică, și aș vrea să folosim acum doar trei imagini. Au fost salvate ușile împărătești, ușile de altar,
să ne putem face o idee asupra decorului interior, deci pe pereții despărțitori, pe iconostas sau tâmpla bisericii, pe mobilier, mă refer aici la jilțurile arhierei sau stranele pentru credincioși, pe sfeșnice, pe candelabrele de lemn, pe lăzile din altar în care se păstrau straile, veșmintele sau alte obiecte, pe chivotul de pe altar, chivotul de lemn, în care se păstra euharistia pentru cei bolnavi, pe aceste uși împărătești, pe mai apoi putem vorbi de Sfânta Cruce, de pe acoperișurile bisericii, s-a dezvoltat acest meșteșug al feroneriei eclesiastice, cruci deosebit de interesante am descoperit pe acoperișul bisericilor de lemn. Am întocmit și un inventar al crucilor din zestrea bisericilor noastre. Crucile mobile. Îmi pare rău că nu avem imagini, dar se păstrează totuși una cu acele cruci pentru binecuvântare. Multe dintre ele se pot regăsi și în expoziția noastră. Aici sunt cruci de lemn, executate de meșteri populari, apoi au fost unele dintre ele pictate de zugravii care au zugrăvit interiorul sau tâmpla bisericii. Deci sunt cruci mobile. Apoi avem cruci de ceremonii pentru diferite procesiuni. Avem cruci cu postament, crucile acelea mari care se scot în Joia Mare, în Joia Patimilor, sau cele care stau pe masa altarului. Și iată, avem și aici, în vitrine, câteva cruci cu postament. Sunt cruci păretare, pe pereții interiori se folosesc, dar aceasta nu în zona noastră, în Maramureș. Sau cruci pentru cruci care se ansamblează pe alte obiecte de cult, cum sunt ramele de la icoane, pe sfeșnice, la proscomidie, pe chivot. În zona de nord am găsit cruci cenotaf. La noi mai puțin se obișnuiesc aceste cruci pe exteriorul altarului bisericii. Erau montate pe pereții exteriori de către familiile care aveau ostașii căzuți pe câmpurile de luptă, deci nu aveau morminte în vatra satului. Eroii fără morminte erau cinstiți și pomeniți prin așezarea unei cruci cu numele respectivului decedat pe exteriorul bisericii. Sau crucile pristolnic, este vorba de pecetea care se așează pe prescură. Preotul sau fiecare parohie avea un astfel de pristolnic care era încredințat unei femei văduve, curate, care făcea aceste prescuri pentru Sfânta Împărtășanie și pe acest pristolnic era pecetea Iisus Hristos Nica, Iisus Hristos Biruitorul. Marea răspândire a crucii, încă din cele mai vechi perioade ale istoriei, se datorează funcțiilor ce le-a îndeplinit atât ca semn, cât și ca simbol. Creștinismul păstrează crucea drept simbol și s-a menționat aici, este altarul pe care s-a jertfit Hristos. Crucea are patru puncte, simbolizează cele patru puncte cardinale. Este baza tuturor simbolurilor de orientare. În ea se întâlnește, spunea cineva, cerul cu pământul, în ea se amestecă timpul și spațiul. Dintre toate simbolurile, crucea este un simbol universal, este model al totalității cosmosului, dar iată, este și un simbol a ceea ce înseamnă omul. Deci verticala ne apropie de cer, de Dumnezeu, dar cu aceste brațe desfăcute, cu latura aceasta orizontală a crucii, mereu suntem într-o permanentă legătură cu semenii. Un motiv foarte frumos, crucea înscrisă în cer, este un tipar des întâlnit în decorul bisericilor de lemn. Pe lângă simbolul de roată solară, mai semnifică și împărțirea anului în patru anotimpuri. Pe ușile împărătești, adesea vedem, dacă puteți schimba
imaginea pe ușile împărătești, vedem arborele vieții sau, așa cum stilizat folosesc meșterii populari, vrejul cu poame care pornește din partea inferioară a ușilor, din cornul abundenței. Deci este un mesaj al arborelui lui Iesei, din care s-a născut Hristos și deasupra ușilor întotdeauna este semnul biruinței, este crucea lui Hristos. Ca o concluzie aș încheia spunând că crucea, ca și celelalte motive decorative folosite în arhitectura populară în lemn, este pe lângă o mărturie a credinței și un argument de sensibilitate populară, un document cu valoare istorică. Iată, avem aici atâtea mărturii ale generațiilor trecute, obiecte, cruci cu care au fost binecuvântate atâtea evenimente, atâtea ceremonii. Și toate acestea sunt încărcate, deci, de credință, de rugăciune și de aceea ele în obiecte de cult, obiecte sfințite devin obiecte sfințitoare. Poporul nostru a avut întotdeauna crucea, așa cum și în imnul nostru se menționează, deci crucea ca un semn al biruinței, ca o binecuvântare și spunem și noi închei cu aceste cuvinte pe care le vom rosti mâine la slujba Înălțării Sfintei Cruci. Veniți toți credincioși și să ne închinăm Sfintei Învierii lui Hristos, căci iată a venit prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna binecuvântând pe Domnul, lăudăm bucuria Lui, că răstignire răbdând pentru noi cu moartea pe moartea călcat. Vă mulțumesc! Ne-am propus o sumară prezentare sub forma unei paralele între simbolurile acestor trei unități semantice care se regăsesc în atât în miturile societăților primitive, dar și în folclorul arhaic, precum și, după cum vedem, și în teologia creștină. Dar cea mai mare frecvență cea mai mare frecvență a acestor simboluri se regăsește în textele colindelor. În lumea contemporană se observă cu o anumită rezervă în a accepta că sacrul se poate manifesta printr-un lucru, cum ar fi piatra sau lemnul, pierzându-se din vedere faptul că e vorba nu de a venera piatra sau lemnul în sine, ci pentru că ele pot simboliza ceva ce nu mai e nici una, nici alta dintre acestea. Ele sunt manifestări ale sacrului. Omul a avut întotdeauna nevoie de simboli, tocmai pentru a putea aduce incomprehensibilul în sfera tangibilă și deci pentru a-l putea percepe și înțelege îndeaproape. Astfel, crucea, arborele, peștele, plugul, ramura de palmier, steaua și mlădița de vie, anumite gesturi, imagini și figuri de stil, asociază ideile cu semnificațiile lor. Putem spune că simbolul este în același timp sacru și profan, mister și revelație, întrucât semnificația lui nu constă în el însuși, ci îl transcende. Cum spunea Mircea Eliade, pentru cei cărora o piatră li se relevează ca fiind sacră, realitatea ei imediată se preschimbă în realitate supranaturală. Iată deci că, pentru homo religiosus, simbolul este un fenomen concret, în care ideea de divin, de sacru, de absolut, devin imanente și capătă o mai mare expresivitate decât prin cuvinte. Semnificațiile unei credințe sau ale unui comportament religios se relevă mult mai clar în lumina comparației. Cele trei fenomene semantice de care ne ocupăm, axa lumii, omul vieții și crucea, fac parte dintr-un ansamblu de imagini și simboluri culturale reprezentative pentru umanitate din punct de vedere
spiritual. Simbolurile culturale evoluează pe traseul dintre reprezentarea concretă și semnificația transmisă, adică dinspre semnificant spre semnificat. Oamenii gândesc, iar dacă gândirea lor pleacă de la un punct comun, generează idei și atitudini predictibile. Intelectul este cel care ajustează imaginile pentru a fi integrate într-o nouă sferă a verosimilului. În acest fel s-ar putea explica similitudinile, uneori fascinante și tulburătoare, între un fenomen și aspecte culturale foarte îndepărtate în timp și spațiu. Această situație este plastic rezumată de George Șarașise, lingvist și istoric al religiilor de origine georgiană. Citez. Memoria zisă colectivă nu este un dulap cu vechituri, ci o mașinărie mereu activă care supune materialul unei elaborări reînnoite fără încetare. O incursiune în spiritualitatea folclorică românească ne permite să observăm care dintre bunurile culturale sunt încă active valori păstrate în memoria pasivă a colectivității. Trebuie spus că originea acestei spiritualități se află în miturile și formele religioase populare care au circulat, au poposit sau chiar s-au format în această fază timpurie. Potrivit unei mentalități arhaice, ancestrale, nimic nu se petrece la întâmplare. Totul are o cauză și o explicație, chiar dacă este de factură magică. Omul nu căuta o corespondență între imaginea avută despre realitate și realitatea însăși, ci un răspuns coerent pentru misterii lumii, în scopul de a elimina tot ce îi tulbura conștiința și echilibrul interior. Sunt probleme incitante care au menținut spiritul activ. Ele se regăsesc în imaginile și simbolurile de esență mitică. Acestea s-au materializat mai întâi în producții culturale, devenite ulterior valori estetice. Am ales, ca să o aducem în discuție aici, Colinda, întrucât în textele ei autentic folclorice sunt cele mai numeroase apariții ale simbolurilor de care ne ocupăm. Pentru a înțelege acest fenomen de polisincretism, sunt necesare câteva precizări. Elementele mitologice, arhaice, păstrate în mentalul colectiv, împreună cu influențele ale popoarelor migratoare, ale surselor eretice sau apocrife, ale scrierilor hagiografice, au contribuit la constituirea treptată a unui așa numit creștinism popular românesc, sau, cum spune Mircea Eliade, Lucian Blaga, pardon, creștinismul cosmic, care a devenit mai mult o religie rurală, țărănească, nedogmatică, pronunțat mitologică și plină de superstiții, dar păstrând totuși principalele repere identificabile ale teologiei oficiale. În acest sens, Lucian Blaga remarca, Săteanul nu-l va gândi pe Dumnezeu abstract, dogmatic, filozofic, așa cum îl definește gândirea bizantină, ci într-un fel mitologic, adică preistoric. Această remarcă deosebit de importantă vine să explice atât prezența elementelor păgâne, cât și așa zisa păgânizare a celor creștine în folclorul românesc. Foarte sugestivă este și caracterizarea pe care a făcut-o folcloristul Tiberiu Alexandru referitoare la textele colindelor, afirmând că acestea însumează o ciudată Biblie populară, alcătuită din povestiri despre Dumnezeu și Sfinți și străbătută la tot pasul de elemente păgâne. Crucea este unul dintre simbolurile simple cele mai răspândite, depășind spațiul spiritual creștin. Singularitatea semnificației crucii în viața creștină este, înainte de toate, o manifestare a sacrului. În opinia unor cercetători, forma cea mai veche a crucii ar fi un simbol al focului. Două bețe încrucișate, prin plecarea cărora se obținea flacăra. O primă interpretare se poate referi la reprezentarea orientării spațiale ca punct de convergență între direcțiile sus, jos, dreapta, stânga. Unificarea unor sisteme duale corespunde unui corp uman cu brațele întinse. Ea este și un element structural al planurilor arhitectonice ale templelor și bisericilor. În privința axei verticale, unește zenitul cu navirul, asociindu-se astfel simbolic cu axis mundi. În plan orizontal, crucea împarte un pătrat în patru părți egale,
așa cum se proceda pentru conceperea planului arhitectural al unor cetăți romane. De asemenea, unele construcții vechi, urbane, erau împărțite în așa numitele cartiere. Dar imaginea poate fi asociată și cu aceea unor hărți schematice medievale ale lumii și care, pe lângă forma T, erau executate în formă de cruce, având în centru crucea Ierusalimului. Uneori, simbolistica creștină asociază dispunerea spațială a punctelor cardinale cu imaginea crucii lui Hristos. În textul laic al cărții lui Adam, se spunea că la porunca lui Noe, fiul său, Sem, împreună cu nepotul acestuia, Melchisedec, îndrumați de un înger, au luat-o semintele lui Adam ca să le îngroape într-un loc nou, pe Golgota, considerat centrul pământului. Acolo pământul s-a despărțit în patru părți, în formă de cruce, și au așezat osemintele lui Adam. Răscrucile sau încrucișările de drumuri simbolizau intersectările drumurilor celor vii cu cele ale celor morți. Crucea era un semn emblematic și magic în străvechile culte solare, prezent sub diferite forme stilizate în mitograme sau inscripții cu caracter mitologic. Ca simbol solar, ea reproduce cele patru raze fundamentale. Simbolistica creștină uzuală a crucii face aluzie la instrumentul execuției lui Hristos. Prin învierea Mântuitorului devine un simbol al vieții veșnice. Caracterul infam al execuției lui Iisus a făcut ca la început în Europa crucea să fie acceptată cu multe ezitări ca simbol al biruinței asupra morții, iar necreștinilor li se părea chiar grotescă venerarea ei. După toate probabilitățile, în vremea execuției lui Iisus, crucea avea mai mult forma unui T, numită chiar crucea în formă de tau. Gest liturgic, semnul, simbolul crucii, apare pe monumente, fresce, bazoreliefuri, mozaicuri și pe alte obiecte încă din primele veacuri creștine. Prin secolele 2 și 3 apare în catacombele Romei, atât sub forma crucii grecești, cât și a celei latine. Semnul crucii, făcut pe frunte, este unul dintre cele mai vechi rituri ale bisericii creștine, prezent în comunitatea iudeo-creștină primitivă. Sfântul Vasile cel Mare menționează acest semn, însoțit de rugăciunea pe care o facem fața spre răsărit și care face parte din regulile nescrise venite de la Sfinții Apostoli. La origine, semnul crucii avea o altă semnificație. Începând cu cartea lui Ezechiel, cercetătorii menționează multe scrieri vechi care apropie semnul crucii de litera tau și care în greacă avea forma unui T, întrucât atât semnul cât și litera au o formă asemănătoare. În acest sens, ori la origine, semnul crucii nu apare ca o aluzie la patimile lui Hristos, ci ca o desemnare a slavei sale. Atunci când este semn, se va referi direct la crucea pe care a murit Iisus, ea a fost considerată ca expresia puterii divine care învinge moartea, iar cele patru brațe ale sale ca simbol al caracterului cosmic al acțiunii sale mântuitoare. În mentalitatea arhaică, simbolul axei lumii este asociat celui al arborului cosmic sau pomului vieții și, prin extrapolare, și al crucii. Axis mundi este o imagine a arhitecturii cosmice, larg răspândită în culturile arhaice, simbolizând concepțiile despre ordinea creației și despre existența împământenirii într-un univers bine închegat. În societățile arhaice, pentru ca un teritoriu să aparțină cuiva, trebuia mai întâi consacrat. Multe triburi arhaice sau popoare nomade purtau cu ele stâlpul sacru, simbol al axei lumii. Ea unește și susține în același timp cerul și pământul. Baza este înfictă în lumea de jos, subpământeană, asociată infernului. Întrucât are rădăcinile în pământ și coroana îndreptată spre cer, arborele cosmic este, precum însuși omul, o reflectare a existenței celor două lumi, a lumii și a lumii de legătură dintre cea de sus și cea de jos. Axa putea fi reprezentată de un stâlp, un munte, un arbore, o plantă, chiar de o lumânare uriașă. Ea se regăsește întotdeauna în centru, acolo fiind adevărata lume. Poate fi o țară, un oraș, un lăcaș de cult, o casă, fiecare simbolizând o imagine a lumii.
Cercetările etnografice atestă prezența acestui simbol și la români, atunci când baterea unui stâlp în vederea întemeierii unui noi așezări are loc în viitorul ei centru, fapt care echivalează cu o consacrare a locului. În jurul acestei axe cosmice se întinde lumea noastră, deci în mijloc, adică în buricul Pământului, așa cum era numit în Palestina muntele Gerizim, acolo fiind centrul lumii, locul sat. Sintagma este întâlnită și într-o ghicitoare citată de Tudor Panfilie. Unde e buricul Pământului? Aici. Dacă nu crezi, măsoară și vezi. Sociologul și etnograful Ernest Berner relatează mărturia unor bătrâni țărani brașoveni. Noi așa zicem că aici, adică în satul lor, e osia Pământului și a cerului. Toate în lume au o rânduială și rânduiala asta e. În textul unui colind din zona Brăilei, se relatează că un bătrân dă un ospăț la care invită 2-3 oameni buni, megiești bătrâni și le povestește un vis. Citesc. Ceastă noapte mare, puțin somn somnai, frumos vis visai, dici din curtea mea, unde se făcea, d-un lac iezăreu, la mijloc de lac, de o stană de piatră, cam la cap de strană, doi meri înfloriți, bine potriviți. Putem observa în acest simbolism conidic structurarea elementelor imaginii în conformitate cu paradigma centrului, stânga din mijlocul lacului, a pomului cosmic, cei doi meri. Într-un mare număr de colinde, copacul, axă, susține un leagă. Dacă în el se află o fată, aluzie făcută atunci când exista în casă o fată de măritat, era vorba de un singur. Când adăpostește pe cei doi soți adormiți, acoperiți de flori de măr, atunci pomul axă se dublează. Iar când în leagă doarme pruncul divin, atunci pomul axă se află sub aripa cerului, câmpii Ierusalimului. Ca dovadă că în mentalitatea creștină, centrul se identifică cu Ierusalimul, orașul sfânt. De fapt, și în tradiția ebraică, Palestina, Ierusalimul și templul, sau Viflaimul din colindele românești, reprezintă fiecare în parte și simultan imaginea Universului și centrul lumii, în raiul situat în buricul Pământului, fapt relatat într-un text de colindă despre sfârșitul lumii. O, Tu, Doamne, bine știi când-i sfârșitul lumii. În patru cornuri din lume, vii și morți să se adune. Să se adune în Viflaim, unde a fost Adam din tâi. Cu ascendență în paradigma axei, și cărja lui Dumnezeu devine în Universul Colindei unul dintre obiectele sacre ale Raiului, vizate de perioadica jefuirea lui de către Iuda și pe care le aduce înapoi Sfântul Ilie, pedepsindu-l pe făptaș. Într-un alt tip de colinde găsim imaginea axei simbolizată de o lumânare uriașă, pe care, de Crăciun, coboară sfinții în curtea unui gospodar gazdă, aducându-i prosperitate și bucurie. Într-o colindă culeasă de Nicolae Densușeanu, la Rașova, Constanța, axa era imaginată sub forma unui stâlp de piatră care susține lumea și care, de fapt, poate fi interpretat ca fiind receptacolul lui Dumnezeu, prin care El își manifestă forța creatoare. Citesc. Voi pe Dumnezeu nu știți, iar eu viu și bine știu, jos la cheia raiului, în stâlp de piatră mie încheiat, de unde sfinții cauzea, el ei săltară și zburară, sus, mai sus se ridicară, cu noi se amestecară, jos, mai jos că se lăsa, pe stâlp de piatră cădea. Stâlp de piatră în patru crapă, iată Dumnezeu că scapă. La baza imaginilor axei se pare că a existat un model mitologic mai vechi sub forma arborului cosmic, mai ales sub formă de brad, ca în textul unui colinde de factură arhaică, citată de Romulus Vulcănescu. Sus, în vârful muntelui, crește bradul brazilor, de mare și înfoiat, tot cerul a îmbrădat. Soarele în cetin, luna în rad, între ramuri, mii și mii de stele între rămurele. Observăm că bradul brazilor este situat în vârful muntelui, ca o prelungire a acestuia, susținând aștrii. O imagine asemănătoare într-o colindă bihoreană este a crucii creștine, a cărei funcție în raport cu aștrii pare a fi interșanjabilă cu bradul brazilor. Citez. Îngerii de bucurie se deteră de aprista,
tot cu stele mănânțele, cu luceafăr printre ele și cu soarele cu razele și cu luna cu lumina și cu crucea cu sufletele. Bradul apare și ca lemn pe care a fost răstignit Mântuitorul, ca într-o colindă bihoreană coleasă de pe la Bartok. Iisus le povestește Sfinților despre patimile sale. Cei câini de evrei, mânioși ca lei, la noi au venit și pe mine m-au dus, colo sus, mai sus, în curte la Pilat, de mor judecat, să fiu răstignit pe cruce de brad, ca așa vre Pilat. Ideea crucii care ipostază creștina acției lume se găsește și în povestirea copacului Iuda, a lui Vasile Voiculescu. Este vorba de imaginea unui cedru milenar, sub care își cântase David psalmii, la umbra căruia judecase Solomon și prorocise Isaia. Autorul face din copacul axă atât spânzurătoarea lui Iuda Iscarioteanu, cât și materialul din care a fost ciopită crucea lui Isus. Ambele sunt ipostaze ale sacrificiului ritual, scindate în două variante. Una cu valoare de model negativ și cealaltă cu valoare de model pozitiv, dar sintetizate de arborele crucii, care reface astfel unitatea arhaică. Pomul vieții apare frecvent în simbolistica creștină. El a fost sădit în mijlocul raiului, jalonând centrul spiritual al lumii, aproape sau alături de pomul cunoștinței. Din lemnul pomului cunoștinței a fost șopită mai târziu crucea lui Hristos și care, pentru creștini, a devenit de atunci pomul vieții. Evocarea răstignirii în textele rituale de Crăciun nu este întâmplătoare, deoarece semantismul ei este comun cu cel al nașterii, împreună constituind praguri ale regenerării și simboluri ale reînnoirii lumii, iar imaginea lui Isus ca pom al vieții apare și în Evanghelia după Ioan. Isus le spune ucenicilor, eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Eu sunt vița și voi mlăvițele. Acest orizont de reprezentări cosmologice instituie și perpetuează una dintre cele mai frecvente și mai caracteristice dintre corespondențele simbolice cu care operează literatura populară, aceea dintre om și pom. Regăsim această identificare de destin esențial, dincolo de limitele regnurilor, în spațiul cultural românesc, într-un bocet cules de Romulus Vulcănescu, în satul Nereșu, Vrancea. Omule, pomule, nu te milui, nu te jelui, bucură-te, bucură, că rădăcina ta, murind în pământ, a prins în cer și lutul tău s-a încurcat de unde a venit în vis liniștit. Creștinismul popular românesc, altoit pe trunchiul unor credințe arhaice, asimilează superficial dogmele, asupra cărora proiectează o multimilenară tradiție spirituală. De aceea, sacrificiul Mântuitorului pe cruce nu este atât un moment unic și hotărător al reînnoirii spirituale a omenirii, cât pragul ciclic rotitor al refacerii substanței unei lumi prin reluarea sacrificiului cosmogonic. Astfel sunt înțelese prin raportare la creștinism scenarii mitice ancestrale. În concluzie, putem spune, referindu-ne la creștinismul popular românesc, devenit, după cum observăm, o religie intimă, că i-a oferit țăranului român soluții spirituale la întrebări existențiale, fără alte constrângeri, altele decât respectul față de dati și, prin mărturisirea de credință, față de Dumnezeu. Această complexă religie folclorică, în care regăsim simbolurile despre care am vorbit, este sacră prin apărarea datinilor și profană prin absența dogmelor rigide, înlocuite cu simple interdicții tabuare. Îmi pare bine că sunt ultima persoană, pentru că vreau să aduc în această prezentare crucea din sfera științei, a tradiției, a liturgicului, a bisericii, la un pic mai la îndemâna noastră, într-un plan mai practic. Cu atât mai mult cu cât fiind și creștin, și mamă, și soție, și profesor de religie, atunci nu putem spune că pot să fii creștin dacă nu ai cruce.
Așa cum spunea Sfântul Papa Francisc, nu există creștini fără cruce. Și nu avem posibilitatea să ieșim singuri din păcatul nostru, iar crucea nu este un bibelou pe care să-l punem în biserici, pe altar sau în casele noastre, ci este misterul iubirii lui Dumnezeu care se smerește pe sine însuși și se face nimic, se face păcat. N-aș vrea să vă timp mult, 10 minute, iar aceste 10 minute să nu devină o cruce pentru răbdarea voastră. În primul rând, dacă luăm crucea de la începutul vieții noastre până la sfârșit, atunci trebuie să ne oprim la botez. În botez suntem însemnați cu semnul crucii. Se spune numele, eu te botez în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. O sfântă vizionară, Ecaterina Emeric, spunea că acest semn rămâne flacără de foc pe fruntea noastră, care nu se va șterge niciodată. Dacă luăm, de exemplu, ce înseamnă acest semn, aș vrea să facem un exercițiu și să vedem cum ar fi fost dacă noi am fi fost orfani, orfani de la naștere. Cum s-ar fi schimbat această întâmplare, cum ar fi schimbat toată viața noastră? Și ce am fi fost noi astăzi dacă nu am fi avut aceste rădăcini ale familiei? Ei, așa schimbă pentru cineva care este și cât de mult își dorește un copil mic să fie adoptat atunci când percepe lucrul acesta. Să facă parte, să aibă apartenență la o familie. Cam asta dobândim noi prin botez. Adică suntem înfiați, suntem drepturi și drepturi, suntem făcuți fie lui Dumnezeu și devenim moștenitori ai Împărăției Cerurilor. Adică toate drepturile pe care le dă Dumnezeu prin această însemnare cu Sfânta Cruce. Leam mir, același semn al crucii pe care episcopul îl face pe fruntea noastră cu ulei sfințit, spunând, primește pecetea darului Duhului Sfânt. Și prin acest semn, care este o confirmare a ceea ce am primit la botez, dar când nu eram chiar în Biserica Catolică se primește la o vârstă 12-13 ani, în Biserica Ortodoxă se primește la botez, dar atingându-se și însemnându-se cu semnul crucii, fiecare dintre simțurile și părțile corpului care ne conduc spre a mărturisi crucea, iată că la mir noi devenim responsabili. Adică ceea ce am primit la botez, luăm și trebuie să fim responsabili de ceea ce am primit. Vă dau un exemplu din nou. Cum ar fi pentru un copil ca cineva să-i vorbească de rău familia, mama, tata sau familia? Și atunci, indiferent de vârstă, copilul sare în sus, indiferent cât ești de... tot te atinge. Te atinge în existența ceea ce ești. Ei, asta devenim noi prin mir. Suntem responsabili de ceea ce am primit la botez și iată că devenim responsabili că trebuie să apărăm. Să apărăm biserica, credința, să apărăm conducătorii noștri. La aceasta suntem invitați prin mir. Sacramentul pocăinței este un sacrament prin care suntem iarăși, prin cruce ni se iartă păcatele noastre. M-am gândit că fiind ultima persoană care conferențiază, atunci ar trebui și cuvântul să fie un pic mai poveste, ca să poată să fie reținut. Mi-am imaginat odată, pornind-o de la o lectură și la o carte scrisă, cum ar fi dacă în locul preotului, fie scaunul de spovadă, fie în locul preotului Biserica Ortodoxă, ar fi Hristos, care ar avea o cruce în brațe și pe crucea aceea ar fi scrise toate păcatele omenirii. Iar în momentul în care eu ajung în fața preotului să mă spovedesc, să-mi recunosc păcatele, de fapt eu ajung în fața lui Hristos și spun, Doamne, iartă-mă, pentru că cu umilință vin să-și cer să-mi ierți păcatul ăsta, ăsta, ăsta și ăsta de pe cruce. Sunt păcatele mele care odată spuse, odată mărturisite, ele se șterg. Și se șterg definitiv, nu doar pentru o vreme. Se șterg din toată istoria noastră omenirii, dar și din memoria lui Dumnezeu. Suntem vindecați prin acest act. Și este cel mai simplu act, dar și cel mai important pe care, și singurul pe care noi trebuie să-l facem ca să putem dobândi mântuirea. Apoi este la căsătorie.
La căsătorie se face jurământul pe cruce, crucea apoi este dată mirilor, ea rămâne ca mărturie în familie și nu e doar crucea aceasta devine mai mult, devine mărturie nu numai a ceea ce am jurat, ci devine parte din căsătorie, pentru că tot într-o carte spunea în Evanghelia revelată a Mariei Valtorta, el spunea că în momentul în care cei doi miri jură fidelitate în fața lui Dumnezeu, iubire în fața lui Dumnezeu, atunci mirele, tânărul, este însemnat, primește un toiac de patriarh al familiei. Cât de frumos sună tatăl și soțul, patriarh al familiei, să protejeze și să conducă familia. Iar femeia este însemnată pentru a avea răbdare, pentru a avea curaj, pentru a putea însoți. Deja vin imaginile biblice care ne fac, ne dau un anumit statut în familia creștină. Ca semn al preoției, acest simbol al crucii este, dă o notă specială. Este o viață care ți-o asum în numele Crucii și pentru Hristos. Preotul este însemnat cu acest semn în veci, adică dincolo de moarte. Dacă noi creștinii depunem un jurământ până la moarte, până când moartea ne va despărți, preotul este preot în veci, dincolo de moarte. Iată ce, aș vrea aici să aduc o povestire a bunicii mele, când era mică, povestea că au fost tot satul, Butea, a fost, sau și o parte din celelalte sate au fost deportați în Bărgan. Și acolo cel mai mult le-a lipsit biserica și preotul. În momentul în care au ajuns înapoi cu trenurile atunci, după câțiva ani de zile, era atât de dor încât prima dată de la Mircești se vedea tur la biserici. Și au început, le-au tremurat stomacul și genunchii și prima dată s-au dus la biserică. Cel mai dor le-a fost de biserică și de preot. Acolo era casa lor, acolo era satul lor. Ce-ar fi o comunitate fără biserică și fără preot? Cum am putea noi face legătura cu Dumnezeu dacă n-ar fi preotul? Dacă n-ar fi sacramentele, dacă n-ar fi crucea? Și binecuvântarea pe care Dumnezeu o dă de-a lungul întregii vieții noastre prin cruce. Cum am putea noi să suportăm să ducem o viață pe acest pământ atât de grea și atât de încărcată, dacă n-am avea această regăsire, această pace, să mergem în fața crucii. Și apropo de asta, Sfântul Francis de Assisi, care nu a avut posibilitatea să facă o școală, să fie instruit în cele teologice, spunea că el a învățat Evanghelia privind crucea. Citind și meditând în fața lui Hristos răstignit, așa a învățat el Evanghelia, încât la un moment dat, dacă ar fi fost arsă cartea, el putea să o redea pe de rost. Masrul, ca și sacrament, este o ungere a celor bolnavi. Prin boală, prin suferință, noi experimentăm moartea, noi experimentăm neputința noastră. Și atunci, în fața, prin acest sacrament, de ce bolnav nu te poți apropia decât așa, în vârful picioarelor? Pentru că cu boala nu poți să negociezi și nu poți să te lupți. Pe cine să tragi la răspundere că s-a întâmplat ceva sau că boala ne-a atins pe unul sau pe altul? Maica Teresa de Calcuta, care acum două săptămâni a fost ridicată la cinstea altarelor ca sfântă, dar atunci Papa Francis spunea că în amintirea noastră și în vocabularul nostru o să rămână Maica Teresa, pentru că sună altfel. Și așa este. Și atunci, în momentul în care era filmată de către ziariști și încercau să-i facă să iau un reportaj, s-a îndreptat un maltăr de gunoi în India, a luat un bolnav și l-a îmbrățișat. Și atunci a spus, maică, cum poți? Pentru că erau purulenți, erau lepră, era ajuns în ultimul hal, nemâncați. Și a spus, cum poți să faci lucrul acesta? Iar ea a spus, pentru mii de dolari n-aș face, dar pentru Iisus o fac. În suferință regăsim această depășire a limitelor noastre, pentru că uneori e greu să stai alături de un bolnav, uneori e greu să suporți ani de zile pe cineva care este la pat, care nu mai găsește sensul în suferința lui. Dar iată că pentru Hristos depășim această limită și putem. Și nu putem și asta ne și îndumnezeiește, ne și aduce mântuirea.
Calea lui Hristos este crucea și de fiecare zi. Nimeni nu s-a urcat vreodată pe cer prin comoditate, spunea Isaac Sirul, Sfântul Isaac Sirul. Este cineva printre noi care nu are cruce, care a lăsat-o jos, care a abandonat-o, a amanetat-o, a spus bine, nimeni foarte bine fără cruce. Dacă ne uităm, de exemplu, în societatea noastră, sunt oameni mulți care au bani, care au tot ce le trebuie. Ei nu au cruci? Crucea lor e mai ușoară ca a noastră, e mai poleită, e mai ușor de dus. Și vedem că nu este așa. Iar dacă luăm șirul sfinților de-a lungul celor două milenii, vedem că n-a fost sfânt fără cruce. Dar crucea, nu trebuie, crucea pe care o purtăm nu trebuie să fie doar un simbol al suferințelor, al apăsării de oamenii noștri, ci trebuie să fie un... În momentul în care este acceptată, crucea devine o porți cu bucurie. Și este amintit în Biblie de foarte multe ori bucurie, a trăi credința în bucurie. Trebuie să se vadă pe noi acest mod de a fi creștin, de a trăi credința în bucurie. Am întâlnit o... și vreau să zic aici că mai ales în familie întâlnim această cruce, crucea de fiecare zi, pe care de multe ori nu vrem să o acceptăm. Acceptăm crucea altora, crucea străinilor. Dar în familie e cel mai greu să accepți crucea de fiecare zi, pentru că repetăm la infinit, spunem, nu ne convine și nu înțelegem că, de fapt, acea cruce care ne-a fost dată aproape de noi sau în viața noastră de fiecare zi, acea cruce poate să devină scară care ne conduce la cer. Crucea dată nouă în familie și prin cei de lângă noi este calea noastră la mântuire, spre mântuire. Am întâlnit o familie croată care erau destul de tineri, dar nu aveau copii. Erau foarte credincioși și la un moment dat s-au dus în Croația, pentru că acolo a fost războiul și au înviat doi copii. Un băiat și o fată care erau de vârste foarte mici. Și părinții muriseră. Și după ce au mers și au adus pe ei acasă, cei de acolo le-au spus, știți că acești copii mai au trei frați. Poate veniți din când în când să se viziteze. Și au fost odată, de două ori, de trei ori, după aceea au spus, cum ar fi să-i luăm pe toți, cum să-i despărțim? Și au înviat pe toți. S-au văzut brusc părinți cu 5 copii de diferite vârste și n-a fost ușor. Povesteau că chiar au fost panicați și se gândeau oare cu ce s-au băgat. Până la un moment dat, când după război credința era mult mai puternic și este mai puternic acolo, pentru că după suferință totdeauna suferința te părește. Și ce au făcut părinții? Au luat crucea de pe perete, pus-o pe masă și așa începeau ziua. Apoi luau crucea și așa se rugau înainte de masă, la fel și seara. Și încet, încet, viața celor copii s-a schimbat pentru că țineau cont să nu-L supere pe Iisus de pe cruce, pentru că dacă îl supără, o să supere mai tare și din cauza lui. Și iată cum crucea a schimbat modul de a trăi pe acea familie. N-a mai fost apăsătoare crucea, ci a fost bucurie, a dus bucurie. Mai sunt și câteva citate din Biblie despre cruce. Dar aș sări peste ele, pentru că deja cred că s-au mai spus și le mai auzim la Evanghelie. Aș vrea doar să mai amintesc că în Biserica Catolică crucea are corpusul, care este ceea ce un pic diferențiază crucea de celelalte biserici. Apoi este crucea pe care o folosim la Calea Sfintei Cruci, când în postul mare, în mod special, dar nu numai atunci. La fel pentru ambele și pentru bisericile noastre comune, este crucea când se sfințește casa, când se sfințește apa, când se sfințește mâncarea. Vă aduceți aminte de părinții, bunicii, părinții când făceau semnul crucii pe mămăligă sau pe pâine înainte să o taie. Iarăși, binecuvântarea mesei, toată această crucea este, au fost și studii care au arătat că rugăciunea și crucea schimbă esența, transformă. Aș vrea să închei cu un citat al papei Ioan Paul al II-lea, care spunea, misterul crucii mai mare decât orice lucru de care ar putea sau ar trebui să ne fie teamă. Și vreau să repet acest fragment. Misterul crucii e mai mare decât orice lucru de care ar putea sau ar trebui să ne fie teamă. Sunt doamne profesor Mariana Sofronie
și înainte de a încheia, mai rog să ne spună o istorioară cu părintele Florințiu Stanu, după care organizatorii vă invită la o agapă, așa cum se cuvine în vizua crucii. S-a vorbit mult aici despre cruce ca destin, deci fiecare om își poartă crucea lui. Sunt multe forme ale purtării crucii. Crucea, vă dau un exemplu, crucea suferinței. Acolo ne gândim, când spune mare, o cruce grea de dus. Este o altă cruce, crucea singurătății, părinții rămași fără copii sau alte lucruri. O cruce foarte grea. Dar iată, o istorioară, și cu asta închei, spune că un om cârtea și mereu era nemulțumit. Doamne, mi-ai dat o cruce atât de grea, uite, alții se descurcă atât de ușor în viață și eu am de purtat o cruce atât de grea în lume. Și într-o noapte el are un vis, are o vedenie, se arată un înger și îi spune, uite, Dumnezeu aude mereu nemulțumirea ta și vreau să te ajut să lămurim acest lucru. Am să te însoțesc într-o călătorie, o să mergem împreună într-o călătorie. Erau mai multe camere, așa, ca un vagon, din odaie în odaie. Îngerul cu acel creștin nemulțumit mergeau și toate acele camere erau pline de cruci. Cum ne-am aflat noi în această încăpere, unde sunt tot felul de cruci, de lemn, de metal, de piatră, de marmură, de fil, de cruci scumpe, cruci simple. Și iată, omul acela este îndemnat de înger, zice, uite, acum mergem din cameră în cameră și eu te las să-ți alegi tu crucea ta, care o poți purta ușor, să nu mai certești, să nu mai fii nemulțumit, hai să-ți alegi tu o cruce. El a privit în jur, mergând din cameră în cameră, una era prea mare, una prea grea, una prea strălucitoare, prea stridentă, alta prea ușoară, și în cele din urmă s-a hotărât. A ales o cruce și spune, eu cred că aceasta aș putea o purta până la sfârșit. Adică să nu mai lași jos, să o duci până la ultima clipă a vieții. Și atunci îngerul îi spune, ia crucea și întoarce-o și vezi ce scrie pe ea. Era numele lui. Deci să nu mai cârtești niciodată, pentru că aceasta este crucea ta. Dumnezeu nu dă nimănui mai mult decât poate duce. Așa încât să fii liniștit și fericit că ți-a dat o cruce pe care poți să o porți și chiar tu ai acceptat-o. Deci asta este crucea destinului nostru. Să fim mereu cu gândul la cele sfinte, adică să fim binecuvântați, ocrotiți de acest semn, acest simbol de Sfânta Cruce și sărbătoarea care se apropie să ne aducă tuturor binecuvântare și ajutor duhovnicesc. Vă mulțumesc!